Este o selecție de orașe, de skyline-uri de pe partea nordică și de pe partea sudică. Ele, de fapt, marchează ecuatorul oului, pe care Cristian Mungiu, regizorul pentru care eu realizez lucrarea asta, l-a conceput ca un mapamond, ideea de ou, de univers. Așa că brâul ăsta negru, de fapt, marchează lumea, pământul, iar cele două emisfere, nordică și sudică, cele două emisfere celeste, în care am încercat să fac o selecție de constelații, în special constelațiile zodiacale,